Important este că împreună cu partenerii noștri, iată și în iarna care urmează, sperăm noi, în luna ianuarie-februarie, să se întâmple și în acest sezon o ediție plină de competiții pentru sporturile de iarnă și nu numai, la care să participe companiile care sunt în Brașov sau care au filiale în Brașov și au firme mamă în altă parte în țară sau ce știu, în străinătate, competiții la care participe angajații din partea fiecăror companii care își fac echipe pe diferite discipline sportive. E un lucru bun pentru că vin în Brașov cu această ocazie și alți participanți din alte orașe, dar până la urmă urmei dăm o posibilitate ca angajații care, dincolo de performanța care o fac în companii și unde lucrează în viața de zi cu zi, pot să facă competiție cu alte firme, cu alte companii și la nivel de discipline sportive. Și practic este o competiție, să spun așa, organizată, așa cum avem la alte discipline sportive în sistem competițional în programul unor federații, de data asta la nivelul unor structuri economice. Mă bucur că au ales să facă și în acest sezon în această competiție și foarte mulți angajați din Brașov, de la diferite companii, vor avea șansa să participe și să câștige trofee sau premii în aceste discipline sportive în Poiana Brașov și nu numai. Le urez mult succes de pe acum. Winter Corporate Games în Brașov, în ultimul weekend din ianuarie. Ne deținem special de a 8-a ediție. Mulțumim Brașov pentru a fi o gazdă perfectă a sporturilor de iarnă. Ce este Winter Corporate Games? Este cel mai mare eveniment sportiv din lume, care se desfășoară pe toate cele 5 continente, din Australia, Africa de Sud, Houston, bineînțeles Londra, Amsterdam, dar și Brașov. În România am început în 2013, sunt peste 25.000 de participanți înregistrați în competițiile noastre și 350 de firme și ne mândrim să spunem că am reușit să schimbăm multe destine și multe vieți. Ediția din acest an vă cheamă la foarte multe sporturi, de la fotbal și alergare, până la ski, slalom, sanie, tubing, tir și chiar șah. Este un eveniment de networking, de creștere a atașamentului la de firmă, dar în câteva vorbe este un mod de a cunoaște colegii voștri de muncă altfel. Veți vedea că mulți dintre ei sunt pasionați de sport, veți vedea că mulți dintre ei sunt altruiști, veți vedea omul de lângă voi altfel. În același timp, firmele vor reuși să demonstreze că țin la oamenii lor, că le oferă ceva, că vor să-i ajute să schimbe stilul de viață, că nu suntem încă în acel capitalist sălbatic în care vrem să ne distrugem cea mai importantă resursă, omul. Și în ultimul rând, este despre prietenie, despre amuzament. Sportul este, sincer să fiu, doar un pretext. Mulțumim partenerilor noștri care în fiecare an fac niște eforturi deosebite să ne fac aceste ediții absolut fastuoase, glamuroase și aș începe cu Primăria și Consiliul Județean Brașov, cu care sunt gazda acestui eveniment, dar și firmelor care își trimit oamenii în fiecare an aceste competiții și care își susțin un brand de sportiv. Și în acest sens și o declarație în premieră, la sfârșitul ianuarie, în București, la reședința ambasadorului Marii Britanii, vom organiza un eveniment de premieră a celor mai sportive firme din România. Va fi foarte interesant pentru că veți fi uimit că multe dintre firmele care sunt destul de tăcute investesc o grămadă de bani ca oamenilor să aibă un stil de viață sănătos, dar și multe din firmele care susțin declarativ sportul, mai mult pe billboard-uri și pe declarații, nu au nimic pentru oamenilor.